Erai la Rayo Vallecano când te-a pensionat, să zic așa, între ghilimele, Daum înainte de termen. Da. Te așteptai să te scoată după 113? Dar nu, cred că e mai puțin important faptul că eu aveam la momentul ăla 113 selecții sau nu. Era pur și simplu în contextul în care, într-adevăr, da, noi nu reușisem lucruri bune la Euro 2016, dar în același timp era normal ca imediat după Euro, la prima convocare, cel puțin să avem un prim contact, pentru că totuși jucasem, adică nu eram orice jucător, da, eram sigur, totuși... Fusese și în câte rânduri capitanul echipei naționale? 30 și ceva de rânduri, nu mai știu exact, dar eram capitanul echipei naționale, jucasem 15 ani la echipa națională, era totuși, să zic așa, aveam o anumită greutate ca și nume. Și aveai câți ani? 30 și... 5 și 6? Aveam 35. 35, da. 35, dar în afară de lucrurile astea nu da, aveam acum un... Acum debutăm la 34 în echipa națională. Nu aveam un concurent neapărat pe post care să fie într-o situație certă de... Da, exact, într-o situație certă de a mă scoate. Și cum s-a produs divorțul? Simplu, pentru mine, eu nu m-am întâlnit fizic, adică față în față nu m-am întâlnit niciodată cu domnul Daum, pur și simplu am fost sunat, eram în presezon în cantonament în Spania, cred că era meciul cu Serbia, dacă nu înșel, și pur și simplu am fost sunat de către domnul Daum. Personal sau? Personal, m-a sunat pe telefonul meu mobil. Așa. Și s-a recomandat, bună ziua, și ați, între alte... În engleză, nu? Da, în engleză vorbeam, mi-a spus că ele, în contextul și situația în care se afla el, că a venit la echipa națională, că nu știe foarte multe lucruri despre jucători, despre asta, dar a cerut foarte multe informații din anturajul echipei naționale, din cei care erau la momentul ăla în jurul echipei naționale, și mi-a spus așa un lucru care m-a frapat, faptul că aș vrea să te chem la echipa națională, dar mi s-a spus că dacă te chem la echipa națională și nu te bag, o să îmi poți crea probleme sau poți să creezi problemă de atmosferă, tu având o influență în vestiar și jucătorii fiind, să zic așa, de partea ta sau alături de tine. Ceea ce m-a și pulversat așa și m-a intrigat faptul că totuși, și asta am și spus, domnul Daum, astăzi sunteți un profesionist la fel ca și mine, eu cred că în primul rând dumneavoastră trebuie să aveți un contact în primul rând cu mine și să vedeți, nu să plecați urechea unora sau altora care aveau un dinte împotriva mea. Și atunci cam asta a fost discuția în general. Și nu te-a mai chemat? Și nu, de atunci... Da. Spune-mi, Răzvane, bănuiești pe cineva că l-ar fi influențat? Da, bănuiesc, chiar cred că știu cine, nu e cazul să dau nume, eu sunt foarte... convins cam cine... Unul dintre secunzii lui sau din federație, cineva? Cineva, e clar, care a fost în angrenajul echipei naționale, probabil și înainte și după, pentru că... Și părerea ta, sincer, așa, acum, fără să tragi spuza pe turta ta, crezi că mai puteai juca? Sincer. Sincer, eu cred că mai puteam juca. De ce? Nu pentru faptul că, nu știu, să fiu subiectiv și pentru că este vorba de mine, nu. Pentru faptul că am fost, din toate punctele de vedere, profesionist, eram bine din punct de vedere fizic, eram pregătit din punct de vedere fizic și nu aveam de ce să nu... Experiența m-a ajutat, deci nu văd motivele. Și cu tot respectul pentru ceilalți care erau potențiali înlocuitori, totuși nu aveam neapărat pe cineva care să se ridice și să mă... Da, să fie o certitudine. Bun,